Bună și bine ați revenit în bucătăria mea! Astăzi vin cu o rețetă de prăjiturele delicioase. Se fac foarte ușor și nu avem nevoie de prea multe ingrediente. Vă rog frumos să rămâneți alături de mine să vă arăt cum se fac aceste prăjiturele minunate. Într-un bol am pus 3 ouă, pun puțină sare, 120 g zahăr tos și un pliculeț zahăr vanilinat. O să mixez totul foarte bine până obțin o spumă pufoasă. După ce am mixat bine ouăle, pun 120 ml lapte. Mixez în continuare și o să mai adaug încă 120 ml ulei. Am terminat cu mixerul, îl dăm deoparte. O să pun niște coajă de lămâie și puțină zeamă de lămâie. Amestec cu untel și o să adaug 200 g făină și 10 g praf de copt. Puteți pune praful de copt în făină, eu am uitat să-l pun, dar îl pun acum la sfârșit, că nu e nicio problemă. În tava de la cuptor am pus hârtie de copt, pun compoziția aici. Nivelez și o să o dau la cuptorul încins la 180 de grade pentru 25-30 de minute sau până când devine ușor aurie. Uitați ce frumos a ieșit! Blatul acesta o să-l decupez cu un pahar. O să le așez pe o altă tavă. Blatul rămas o să-l fărâmițez. Pe acestea o să le însiropez cu zeamă de la portocal. Am stors o portocală.
Aici mă ocup de frișcă, am aici 400 ml frișcă lichidă, am pus 6 linguri zahăr tos și mixez. Am pus-o într-un poș și pun deasupra la prăjiturele. Acum iau câte o prăjiturică și deasupra pun din blatul care l-am fărâmițat. Apăs puțin cu mâna ca să se lipească și pun pe un platou. Le pudrez cu zahăr și sunt gata de servit. Sunt extraordinar de delicioase. Mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați că vă aștept și data viitoare, tot aici, în bucătăria lui Madi. Rămâneți cu bine! Pa, pa!